Bună ziua, facem astăzi musaca de vinete cu roșii, fără carne. Avem nevoie și de o ceapă, pătrunjel, piper, boia de ardei, sare și ulei pentru prăjit. Pentru început curățăm vinetele, le tăiem cam de jumate de centimetru grosime, punem peste ele sare și lăsăm să se scurgă apa din ele cam o jumate de oră. Eu l-am și pregătit ca să vă arăt. Uitați apa care iese din vinete. Se vede apa. Acum le scurg de apă și le șterg și pe urmă le prăjesc. Astfel nu o să absorbă mult ulei. Uitați cum se scurge apa din vinete, datorită sării care am presărat-o peste ele, vedeți? Și așa nu o să observă ulei. Până se scurg vinetele, tăiem ceapa foarte mărunt și o prăjim puțin în ulei. Puțin ulei de măsline, o să prăjim ceapa. Tare, până devine sticloasă. Păstrăm puțin sare. Punem roșiile descojite și tăiate cu bulețe mici. Amestecăm puțin. Mai punem puțin sare. Acoperim și lăsăm să fiarbă. Până fierb roșiile, o să prăjim vinetele. O să adăugăm și două bucăți de usturoi peste roșii și pe urmă le scoatem și le aruncăm să aibă un gust mai bun. Cam așa au devenit vinetele noastre, fără lichid mult. Am și șters puțin. Le prăjim pe o parte și pe cealaltă. Cam așa trebuie să arate. Întoarcem și pe partea cealaltă. Scoatem acum pe un șerbet absorbant de bucătărie și continuăm așa până terminăm toate vinetele. Să aruncăm usturoiul, punem foarte puțin piper și acum o să punem în roșiile gata făcute vinetele. Să le zdrobim în roșii. Și le lăsăm 5 minute împreună să se gătească. Le lăsăm așa împreună, punem și puțin potrivim de sare și punem pătrunjel. Este gata musaca noastră de vinete. Este o mâncare orientală, se numește tobbak. Am lăsat și niște vinete prăjite, sunt foarte gustoase. Dacă nu vreți să le prăjiți în cuptor, în ulei, puteți să le puneți în cuptor, stropite cu puțin ulei, după ce le-ați stors. O să găsiți tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!